unguent pentru dureri cu frunze de dafin și rozmarin și ceară de albine. Ia uitați-l. Așa. Și ne masăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Astăzi vom face un unguent pentru dureri articulare, pentru oase, pentru dureri musculare, cu foi de dafin, vedeți? Și cu rozmarin. Așa. Cu rozmarinul trebuie să fie uscat, foile de dafin uscate. Le vom mixa bine, bine cu un mixer și le vom transforma în praf. Așa, cât mai mărunțit. Amândouă. Așa, o să scot și... Pentru acest unguent vom avea nevoie de 100 de grame, am cântărit totul în grame, de ulei de măsline. Și dacă vrem să punem, să adăugăm și ulei de dafin făcut de noi în casă și ulei de rozmarin, scoatem din uleiul de măsline și adăugăm aceste uleiuri și apoi completăm până o să avem 100 de grame. Și foile de dafin, 30 de grame de foi de dafin, transformate în praf, vedeți? Așa. Le pisăm bine, eu le-am cu un mixer. Și rozmarinul, tot la fel, transformat, doar spinele, o să le luăm, uscate, transformate în praf, cât mai mărunțel. Așa. Și vom mai avea nevoie și de ceară de albine, 15 grame de ceară de albine naturală. Așa. Și să repetăm ingredientele. O să avem nevoie de 100 de grame de ulei de măsline. Și dacă punem și ulei de dafin și ulei de rozmarin, făcut de noi în casă, atunci scoatem din uleiul de măsline și adăugăm aceste uleiuri. Și în total să avem 100 de grame. Apoi mai avem nevoie de frunze de dafin uscate și transformate în praf, vedeți? 30 de grame. Rozmarinul să fie uscat, doar spinele și transformate în praf, 30 de grame. Și 15 grame de ceară de albine. Vedeți? Cub ceară de albine. Așa, este foarte, foarte, foarte bună pentru piele și hidratează foarte, foarte bine. Așa. Și acum, eu aici mi-am pus, am 100 de grame de ulei de măsline și am pus doar 50 la măpăhăruț. Voi completa cu uleiul de dafin și cu uleiul de rozmarin și dacă am să pun 50 împreună, atunci voi lăsa doar acest 50 de grame de ulei de măsline și acesta nu îl voi mai pune. Și să începem. Am să dau dafinul și rozmarinul deoparte și am să las doar praful. Așa. Și vom cântări. Aici avem 50 de ulei de măsline. Și acum vom pune puțin ulei de dafin. Să vedem cât avem aici. Să punem 25 de dafin și 25 de ulei de rozmarin, dacă avem. Să facem 50. Așa, 50. Și uleiul de măsline, 50, îl dăm deoparte. Am pus 50 de ulei de măsline, 50 de ulei de dafin și 50 de ulei de rozmarin. Și am făcut 100 de grame de ulei, cântărit totul în grame.
dăm și cântarul deoparte și vom pune praful nostru de rozmarin peste ulei, vedeți? Așa, îl punem așa aici. Vom pune și praful de foi de dafin, să fie uscate bine, bine, bine și apoi făcut de praf. Și o să punem totul peste o oliță cu apă. Așa. Aici am apă în interior, nu știu dacă se vede, așa. Și punem pe foc să se încălzească. Pe baie de aburi, încet, încet. Când frunzele sunt proaspete, trebuie lăsat să fie albă și să iasă apa din frunze, să se elimine o jumătate, o oră, două, depinde cât de multă apă conțin frunzele. Ale mele sunt uscate și nu le las. Mulțumesc! Eu le fac pentru mine, pentru că am probleme. Și le împărtășesc și cu voi. Cine dorește, le poate încerca. Se fac foarte ușor. Și eu foarte multe am învățat de la bunica, bunica mea de pe mamă. Dumnezeu să o ierte. Nu a avut nevoie niciodată de medic, deci nu se ducea la medic. Ea se lecuia cu aceste plante medicinale. Așa. Vedeți? Cine nu dorește aceste plante în interior, eu le las. Așa. Ia uitați. Le poate strecura. Și dacă nu lăsați plantele, trebuie lăsat măcar o jumătate de oră pe baie de abur. Așa. Eu am să mă las puțin pe foc și am să adaug și ceara. Să se încălzească puțin, puțin. Și apoi o să amestecăm încet, încet. O să adăugăm 15 grame de ceară. Deci am pus 50 de grame la acest unguient, 50 de grame de ulei de măsline, 25 de grame de ulei de dafin făcut de noi, 25 de ulei de rozmarin, și o să punem și 15 grame de ceară de albine naturale. Așa, și ceara se adaugă treptat, treptat, treptat și apoi o să încercăm consistența. Dacă mai e nevoie, mai adăugăm puțin. Dacă credem că o să iasă prea groasă și noi vrem crema să fie mai fluidă, o să punem mai puțin. Deci se încearcă ca și cum ați încercat dulceața, să vedeți dacă s-a îngroșat. Așa. Mai las două secunde și după aceea o să punem și ceara. Aici am 15 grame, puteți pune și 20 și 25, acum depinde cât de groasă doriți să faceți crema sau unguientul, cum am. Și apoi îl puneți în borcanele și îl țineți la frigider, în borcanele de le sterilizați înainte și după aceea le puneți în frigider și păstrați crema. Și când aveți nevoie, vă ungeți cu această cremă, să fiți este bună. Ca băbuțele. Acum o să adăugăm ceara, vedeți? Ceara de albine. Așa. Și amestecăm până se topește. Am să pun 15 grame. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Așa. Și încercăm. Am să vă arăt cum se întărește. Încercăm. Așa. Încercăm consistența ca să iasă exact ca o cremă. Să ne putem unge cu ea. Așa. Cu un blender putem și blendui sau cu un mixer vertical ca să facem să iasă cât mai fin rozmarinul și cu dafinul ca să nu rămână pe piele, dar oricum ne spălăm după aceea. Așa, vedeți? Începe să se topească.
încă puțin și s-a topit. Ați văzut, se face foarte ușor și foarte repede. Dacă nu puneți planta, deci foaia de dafin, nu o lăsați în cremă, măcar o jumătate de oră să țineți pe baie de abur și după aceea strecurați. Eu le las în interior ca toate proprietățile din frunzele de dafin și din rozmarin să rămână în cremă, în unguientul nostru. Ia uitați, încă puțin și s-a topit. Așa. Este cald, este foarte cald. Așa. Și amestecăm. Vedeți că s-a topit cât de cât. Și imediat încercăm să vedem dacă este gata. Să încercăm și acum să vedem. Deci luăm și punem așa o picătură aici și așteptăm să vedem dacă se întărește. Ia uitați. Se vede că se întărește. Ia uitați aici. Așa. Este de ajuns așa atât 15. Ia uitați, încă puțin și s-a topit de tot. Deci să repetăm ingredientele. Bună ziua, bună ziua la cine a venit mai târziu. Am pus 100 de grame de ulei și am pus 50 de ulei de măsline, 25 de ulei de dafin făcut de noi, tot cu ulei de măsline, și 25 de grame de ulei de rozmarin. Dacă nu le aveți, puneți 100 de grame de ulei de măsline. Frunze de dafin uscate, măcinate, 30 de grame, le cântăriți, sau o lingură plină să fie. Și 30 de grame de doar spinele de la rozmarin, le măcinați bine. Și 15 grame de ceară de albine. Aceste 4 ingrediente vă faceți această cremă pentru dureri. Și să vedeți ce bine o să vă simțiți. Așa. A mai rămas puțină ceară, foarte puțină. Ia uitați, să mai punem așa aici, ca să vă arăt cum se îngroașă. Și dacă credeți că este prea subțire, mai adăugați puțină ceară. Ceara o adăugați treptat. Ia uitați cum se întărește, vedeți? Așa, ia să mai pun. Ia uitați. Vedeți cum se întărește? Așa. Încă este foarte cald aici. Ia uitați. Așa. Și o încercați crema. Ia uitați. Și luați așa pe deget și puneți pe la încheieturi, pe la mâini. Eu am probleme, ia uitați, la degete, la articulații. Așa. Și durerile sunt. Și dacă ne ungem, așa, să vedeți ce bine o să vă simțiți. Așa. S-a topit și ceara, mai este o picătură, o picătură, o picătură. Și putem pune în borcanele de sticlă sterilizate. Trebuie să fie sterilizate. Așa. Și păstrați la frigider. Ia uitați. Ia să mai pun așa ca să vedeți cum se întărește. Vedeți? Făcută în direct cu voi. Așa. Și vă ungeți, vă ungeți așa peste tot. Ia uitați cum arată. Și puneți așa pe corp și vă ungeți. Și să știți că intră în piele. Este bună, bună. Așa. Ia să ne facem un pic de masaj. Și pe unde aveți dureri, pe la încheieturi, pe
la picioare, după urechiușe, pe unde aveți, pe la coate, pe la genunchi, să vă unge, să vedeți ce bine vă simțiți. Așa. Iată, vedeți cum s-a întărit? Ia să vedem în ce să-l punem. Să punem așa într-un borcanel. Așa. Să-l pun așa aici. Și am să iau cu o lingură să pun. Cum am spus, eu am lăsat și planta. Deci planta de rozmarin, deci nu am strecurat-o. Dar dacă vreți să strecurați, lăsați măcar o jumătate de oră să stea în infuzie pe baie de abur. Așa, ia să punem. Vedeți? Așa, și punem așa aici, să vedeți cum se întărește. Deci o să iasă așa un borcanel ca acesta. I-am pus și în exterior. Așa. O să iau de aici. Și restul am să pun aici, să vedem cum se întărește. Vedeți? Un borcanel încă este fierbinte. Îl închidem și apoi o să-l folosim pentru noi. Ia uitați, punem și să vedeți cum se întărește. Cu ochiul liber se vede. Așa. Ia uitați. Eu am lăsat și planta. Am lăsat și planta ca să-și facă mai mult efectul. Vedeți cum se întărește? Deja nici nu mai curge. Ia uite. Facem puțin așa, să se răcească mai repede, să se întărească. Așa. Aceasta este, vedeți, și cu planta. Eu am lăsat și planta ca să-și facă efectul. Și o dați la frigider. O dați la frigider și o țineți acolo. Oricum o să se întărească puțin mai tare. Așa. Ia uitați. Vedeți? Și vă faceți masaj. Și stați cu această cremă măcar 15 minute așa pe corp. Așa. Cremă sau unguient, unguient pentru dureri din frunze de rozmarin și de dafin. Ia uitați. Și punem căpăcelul. Sau puteți pune în aceste, ia uitați, cutiuțe dacă doriți. Le puneți câte o etichetă. Atât. Aceasta vă este rețeta. Vă doresc multă, multă sănătate, o zi frumoasă în continuare, vă pup dulce, vă îmbrățișez cu mare, 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 mare drag pe toți și pe toate și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet și revin cu alte rețete, rețete și de bucătărie și nu numai. Vă pup, la revedere, o zi frumoasă tuturor și multă, multă sănătate vă doresc. Pupici!